Săptămâna trecută, o parte din sportivii români calificați la Jocurile Olimpice de la Rio au plecat spre țara Cafelei, acolo unde pe 6 august va începe cea mai prestigioasă competiție a tuturor timpurilor. Plecarea spre Brazilia se va face în 10 etape, iar din prima delegație a României, care a luat calea aerului spre Rio, face parte și mușceleanca Andreea Panțuroiu. Sportiva legitimată la liceul cu program sportiv din Câmpulung a ajuns încă de luni în satul olimpic alături de componenții lotului de scrimă, box, judo, natație și ceilalți colegi atleți. Andreea Panțuroiu este prima sportivă din Câmpulung calificată la Jocurile Olimpice după mai bine de 30 de ani. La Olimpiada din 1984 din Statele Unite ale Americii, care s-a ținut în Los Angeles, un alt sportiv mușcelean, Mircea Fulger, a reușit să cucerească medalia de bronz la box, fiind singurul pugilist din Argeș medaliat la Olimpiadă. În altă ordine de idei, calificarea Andrei Panțuroiu la Jocurile Olimpice de la Rio nu a fost trecută cu vederea de oficialitățile din câmpul lung. Cu ocazia zilelor municipiului, la dineul oferit de municipalitate, cât și în piața primăriei, principalul edil, Liviu Zroiu, a ținut să o felicite pe sportivă, iar pentru rezultatele sportive de excepție obținute, Andreea Panțroiu a primit în lipsă o plachetă, cât și un premiu substanțial în bani. Sportiva originară din comuna Stoenești este cotată cu șanse la cucerirea unei medalii în proba de triplu salt la Jocurile Olimpice de la Rio.